Bună ziua, doamnelor și domnilor. Am intrat în direct pe Facebook, dar înregistrez asta și va fi după aceea publicat și pe YouTube. Am invitația de la activistul, cetățeanul, migrantul Ion Guzun, Ion Lacriulien se numea el altă dată, care acum e în Franța, pe lângă Strasburg. Am invitația să discutăm în direct, iată, despre noul coronavirus și despre pandemia de COVID-19, care afectează, după cum vedem, toată lumea, nu doar Republica Moldova, nu doar România, eu sunt la București, și nu doar Franța, ci toată planeta. De asta și se numește pandemie, pentru că cuprinde global, pe toată lumea. Iar Republica Moldova acum s-a încumetat să urce în topul 3 în lume, după numărul de decese raportat la numărul de cetățeni, de locuitori, ceea ce înseamnă că situația e foarte gravă acolo. Domnule Guzun, v-au mai rămas rude cunoscuți în Moldova, ce vă spun? Simt că le vine un suflu din Europa, ci că virusul născut în China acum are accent britanic. Eu n-ar spune că ies din China, fiindcă a fost o comisie specială de cercetare și au verificat originalitatea, adică au analizat, cum spune că vin de la animale, de la ce. Nu este originea de acolo, el este venit din altă parte, comisia lucrează și eu cred că va fi depistat. Dar aș dori tare mult să explic în ceea ce cunosc eu despre virus, fiindcă când am învățat anatomia, am avut așa ocazie să discutăm cu doi pedagogi care îi învățau. Asta au fost și diriginte de clase, a fost și un vecinul meu care era unitriem părinții mei. Este vorba despre Sclipos Elizaveta și Checu Iuri, adică Gheorghe. Dar el se numea după Iuri. Deci Bine. să precizăm că nici eu, nici dumneata nu suntem medici, epidemiologi, virusologi, suntem cetățeni care am făcut lecții de anatomie în timpul sovietic, nu? Da, sigur. Deci De mulți... biologie, zoologie, nu doar anatomie. Nu. Este vorba că virusul atacă organismul, după cum mi s-a spus, după lecția care am avut, în două feluri. Una pătrunde drept în ADN și modifică, distruge ADN-ul organismului și omul devine pe viață bolnav care nu se mai poate vindeca, dar și intră în celulă și își face membrele în celulă. Dar Păi eu fac. ADN-ul e tot în celulă, nu? Nu, ea, da, e în celulă, dar e în nucleu. Așa, da. E Dar, codul genetic. da, dar sunt virus care nu pătrunde în nucleu, dar destul de mult și distruge în interiorul celulei. Dacă să înțelegem corect, așa să explicăm, cuvântul otravă putem confirma că este acest virus. El omoară celulele. Asta. Deci, Sunt virus care omoară celulele, sunt virus care doar se înmulțesc și nu fac niciun rău gazdei, ca depinde să de zic evoluție. așa, cu cât mai puțin dăunează gazdei, cu atât mai ușor se răspândește virusul.
Cu cât mai mult rău îi face gazdei, cum era un SARS sau nu știu cum se numea virusul acela și o omora 50% din victime, nu se prea răspândea, pentru că cel în care s-a băgat a murit și nu mai intra în contact cu alții și nu se răspândea virusul. Oleg, foarte mult depinde de imunitate. De acord, dacă dar imunitate... SARS-CoV-2 se spune că nu e mortal, adică rata de mortalitate e 2%, nu știu cât. E urât că face forme grave, severe, care îți distruge sănătatea sau te scoate din circuit pentru mult timp și e foarte contagios. Deci, tu poți să infectezi 100 sau 1000 dacă ești taxator de troleibuz sau șofer de taxi. Și da, nu ai simptome, nu-ți dai seama. Sau ai o mică febră, scurge nasul, vorba lui Dodon, umble pe la întâlniri electorale și infectezi 1000 de oameni, nedându-ți seama că ești bolnav. Ăsta e pericolul în nou coronavirus. Omul cu imunitatea puternică, el poate să nu aibă niciun semn de boală. Dar, tot este contagios. Tot îi infectează pe alții. Păi el este cel mai contagios. Pentru că nu se păzește, nu se ferește. Crede că sunt sănătos. Nu, ce pot să fac? Da. N-am nimic, dar n-am nimic. Acest virus, omul ia ca vorbește cu dumneavoastră, virusul nu sunt stropi. Ei nu sunt stropi ca să-i vezi. Dar el vine să așează peste piele sau... și-l deja pătrunde. El se duce prin pori între organism. Virusul sunt diferiți. Virusul ăsta, coronavirusul, e mărișor. Totuși el nu călătorește, nu zboară singur prin aer, ci e contagios prin faptul că umblă cu vaporii, cu stropii de lichid, de salivă, de muci, din nas, din gură, care se depune pe suprafețe sau pe mână, pe obraz, nu? Când ne ducem și pupăm icoane sau mâna popii sau mâncăm din aceeași linguriță, atunci îl putem transmite acest virus SARS-CoV-2. Da, dar el intră în organism și prin ochi. Așa s-a constatat încă acum un an. Chiar chinezii au constatat că aveți grijă că ăsta răzbate și prin ochi. Da, dar... prin piele mai puțin probabil, pentru că pielea e un strat de protecție puternică, dar cu pielea, dacă aduci la nas sau la gură, de pe piele, de pe obraz, de unde l-ai luat, te-ai infectat prin ochi, prin gură, poate și prin organele sexuale care sunt tot foarte umede. Corect, asta vreau să spun. Dar, ca tare să luăm, noi putem spune toți virusii sunt dintr-o singură rădăcină, o singură tulpină, din COVID, din coronavirus. Dar COVID-ul este o tulpină mai contagioasă, mai otrăvitoare. Și ce este cel mai diferit de alți virus, se spunea înainte, dacă ai luat virusul, gripa cutare, și ai suportat-o, în viață nu mai ai. Virusul COVID, el este mutant. Deci el odată ce nimerește în organism și odată ce imunitatea dumneavoastră luptă cu virusul dat, el peste o perioadă de timp mutează, se transformă în altă tulpină, în organismul dumneavoastră. Deci dumneavoastră deja să aveți două tulpini. Dacă nu vă lecuiți, el se mai transformă peste o perioadă în altă tulpină. Și scopul lui este de a omorî organismul. Deci, toți oamenii care au căpătat acest COVID, el se vaccinează conform acele tulpini care este depistat, este studiat și se fac, eu știu, contragen acolo ca să-l oprească, fiindcă virusul nu se poate de omorât. Dar se oprește activitatea lui, oprește. Că acum e ca fotonii de la soare, el zboară, noi vedem lumină. Dacă am pus palmă, deci după palmă fotonii nu mai sunt, nu mai zboară,
Deci aici dispare. Așa și acest virus. Nu Acest știu, dacă antivirus duci care... mâna, dacă duci mâna în dreptul unei surse puternice de lumină, vezi că fotonii răzbat și prin pierne, prin pielea, prin carnea omului. Da, și lumina slabă tot pătrunde Doar că noi nu și vedem, trece, da, numai nu cu vedem. ochii noștri nu prind, nu văd. Dar noi putem să vedem când luna se ascunde în dosul la Discul pământ. solar, Da. nu, luna se ascunde în umbra pământului. Umbra pământului. Noi vedem foarte bine că el se înroșește, deși roșie, fiindcă fotonii trecând prin moleculele de aer, de gaze care avem, ele transmit lumină mai departe. Deci se duce lumina mai departe și mai împrăștiat, fiindcă moleculele de aer împrăștie lumina. Bun, asta e altă temă. Dar, iată, acest virus, el se mutează. Deci scopul la fiecare om trebuie să fie una, să nu se molipsească absolut deloc. Fiindcă dacă vă molipseți, primiți tratamentul, nu aveți nicio garanție că peste o jumătate de an, peste un an, peste doi, acel virus va fi alt fel de tulpină. Deci va avea două tulpini. Că acum trebuie să spune, și oricum tulpina... anticorpii elaborați de organism nu țin veșnic, se consumă, se epuizează, corect, mai ales dacă după aceea îți apare altă formă de virus. Cum se întâmplă și cu gripa. În fiecare sezon tot apare formă nouă de gripă, pentru că viața virusului e foarte scurtă, câteva, eu știu, secunde, minute, și timp de o viață se poate schimba o mutație. Dacă a mutat virusul acela și din cauza lui s-a mai schimbat nepoții, strănăpoții lui, ei deja nu mai pot fi recunoscuți, arată cu totul altfel și organismul nostru nu îi recunoaște. Nu, toți virusii, Oleg, toți virusii care noi îi căpătăm și organismul luptă, deci la noi deja este programat în ADN-ul nostru de a lupta cu virusul acela. Pe când aici, COVID, noi chiar de prim imunitate, organismul este programat în ADN, se programează și începe a elimina anticorp, asta înseamnă că la noi a apărut în spirala aceea armă pentru anticovidul ăsta. În schimb, COVID-ul care nimerește în corp, el crește, se mulțește, în număr mic, nu numai decât să fie număr mare, dar el este undeva în celulă așezat. Din celulă nu-l scoate nimeni, nici anticorpii noștri nu-l scoate. Pur și simplu nu-i dă voie să activeze mai departe, dar el se mulțește. În schimb, el nu te atacă, dar el mutează, se transformă în altă tulpină. Deci, dumneata, peste o jumătate de an, peste un an, ai mai șansă să ai două tulpini de la o intrare. Una a intrat anul ăsta, dar la anul nu intră niciun COVID, nimic nu intră. Dumneata deja ai în corp și el s-a mutat. Acum a apărut acest COVID-19 SARS-2, britanic. Trebuie să fie SARS-3, SARS-4, dar asta, tot aici COVID este. Pur și simplu el s-a mutat, s-a schimbat masca de pe față. Da, s-au identificat și în Brazilia o formă foarte ciudată de COVID-19 și în Africa de Sud, unde au fost mai mulți infectați, acolo au avut mai multe variante de replicat virusul și s-au dezvoltat. Corect. Dacă l-a atacat virusul și a decedat, gata. S-au terminat experimentele, da. Da, s-a dus în Dar dacă s-a transmis, el se schimbă, se adaptează la antibiotici, la condiții de viață, la rezus negativ, rezus pozitiv și diverse forme de... El până acum se răspândea între animale. Acum s-a scăpat la oameni și a constatat că e terenul gras și ușor de dezvoltat. Nu,
Aici, anume COVID-ul, am vorbit cu antropologi, cu prieteni cunoscuți și au explicat clar că anume aici COVID au distrus frații noștri de pe pământ care au fost câțiva ani în urmă, fiindcă au fost Homo sapiens și au mai fost încă ceva paralel ca omul. Ion, așa. Dacă se numește SARS-CoV-2, e a doua versiune de coronavirus SARS-CoV. Altfel sunt virus peste virus, milioane de virus. Și noi în organism avem milioane de forme de virus. Ăsta e un anume tip de coronavirus care are formă de coroană. Da? Sunt virus mici, mărunți, mari, de tot felul, cum am zis, de gripă, de papiloma virus, virusul care provoacă, cum se numește aceea, ulcerul stomacal, nu? Cum se numește acela? Nu, acolo e bacterii, acolo nu e virus. Da, acela care se numește e helicobacter. Da, sunt fel de fel de agenți patogeni. Nu, dar anumia este virus, a distrus o specie de pe glob pământesc, practic într-un an, doi. Sau poate trei, nu precis, nu se știe. N-avea cum, Ion, cu milioane de ani în urmă sau cu mii de ani în urmă să distrugă într-un an, doi, pentru că oamenii nu erau în globalizare, nu zburau cu avionul sau cu trenul. Oamenii atunci, practic, nu au fost afectați. Păi zici că au distrus strămoșii, frații noștri. Nu frații noștri. Este Homo sapiens, oamenii noi, cu pielea care avem trei firi de păr, dar au mai fost încă o specie a cărui craniu semăna mult la maimuță. Deci, acea specie a fost distrusă anume de coronavirus, fiindcă de COVID, anume COVID, fiindcă în osminte, în oase, au fost găsite acest COVID. Și virusul ăsta poate să obțină o formă care să devină și foarte contagioasă și mortală. De asta oamenii de știință lucrează, guvernele încearcă să ne salveze, să ne păzească. Mai puțin face biserica, mai puțin fac oamenii ignoranți care zic nu e așa coronavirus, da bine, este așa coronavirus, dar nu mai este așa de strașnic că e ca o răceală și poartă masca pe barbă, refuză vaccinarea și în felul ăsta, iată, ajung la colaps cu sistemul medical. Ion, dacă faci atât de mult zgomot, o să te deconectezi. Cred are oaspeți, Ion. I-am închis un pic sunetul. Dacă vrea cineva să participe cu noi în discuție, după cum vedeți, mă puteți aborda pe Viber sau pe Skype. Iar pe Facebook trebuie să înscrieți mesaj privat ca să vă adaug în apelul video pe care l-am cu Ion Guzun. De fapt, apel audio, pentru că video nu veți putea să mă sunați, pentru că, iată, camera e folosită pentru ca să mă arate pe mine. Ion nu vrea să se arate. Da, Ion, s-a făcut liniște acolo. Da. Asta și este că oamenii nu cred. Și acum Rusia va fi dată în judecată, fiindcă Russia Today și încă câteva acolo companii televiziune au fost închise în Germania, anume pentru această propagandă. Anume. Și la noi tot a început să ducă această propagandă. Și că vaccinurile astea nu ajută, că ele nu au nimic comun cu lupta cu virusul și nu credeți. Și preoții, să nu uitați că la noi jumătate de preoți sunt din Rusia și ascultă și spune Kremlinul. Ca pe urmă, când se convingă pe oameni că vaccinurile astea nu-s bune, o să vă dăie vaccin pe bani. Acel care nu le cuiește deloc, nu te apără deloc, fiindcă
foarte mulți de Rusia se plâng că cu toate că au fost vaccinați, absolut toți au îmbolnăvit și majoritatea au decedat. Eu nu fac reclamă la Sputnik V, dar pur și simplu vă spun din ceea ce oamenii au discutat cu mine și am ascultat prin chat rulet că cu alții vorbesc și spun despre ce este. În Rusia toți fug de vaccinarea asta, chiar de mor, dar nu vor să moară de acel vaccin. Dar totuși e pus întrebarea că se o registreze, că se avanță, cum lucrează. Care spune adevărul? Nu știu, dar una este ferm că toate vaccinurile care sunt înregistrate la OMS, ele toate sunt bune. Care foarte bune, să luăm ca Pfizer și să luăm ca AstraZeneca, care are a lui procentaj. Da, se vorbește mult, se discriminează mult, dar eu ca aș zice să nu credeți, fiindcă savanții care lucrează asupra vaccinilor, oamenii care au studii europene, a Statelor Unite și nu au ei intenția să facă lucrurile. Să luăm vaccinile dinainte, Oleg. Înainte să luau un virus, îl amițeau și îl dădea în corp, îl introducea virusul amițit. Acum nu se introduce virus prin această vaccină. Dar să iei o, nu știu, o substanță organică, neorganică, care provoacă organismul la anticorpi. Să luăm o proteină. Iată, introduci o proteină și organismul dumneavoastră începe să lucreze împotriva la proteina aceea. Deci nu vă pune virusul, dar vă pune o proteină. Proteina nu vă atacă organismul, nu poate să vă atace organismul deloc. Deci vaccinurile au garanții, pur și simplu, care produce, impune ca organismul să producă mai mulți anticorpi și mai puțin anticorpi. Dar s-au găsit că careva organisme așa de slăbite, că după prima injectare, la 20-25 zile, nu au format anticorpi organism. Când au fost petrecute analize asupra organismului, nu avea anticorpi. Și din această cauză se introduce a doua injectare. De-ar fi ca 100% să înceapă organismul să producă anticorpi, e destul o singură injecție. Dar din motivul că el este atât de slab, de atât se pune și a doua injecție, ca organismul să producă mai mulți anticorpi. Și acești anticorpi nu omoară virusul. Virusul moare singur, dispare singur. Dar împiedică atacul organismului de către acest virus. Este vaccinul elaborat de Johnson & Johnson, dacă nu greșesc, care ce că se administrează cu o singură doză. Sunt feluri peste feluri. Metode peste metode. Metoda asta nouă cu RNA messenger, ci că e foarte nouă. N-a fost testată, n-a fost folosită pe masă, pe scară largă până acum, dar a fost testată de vreo 10 ani. Oamenii de știință o tot încercau și au văzut că e bună, vorba genezei, da? A făcut așa ceva și a văzut că e bun. Eu am auzit că vaccinul ăsta, dacă îl introduce, o perioadă cât el durează, un an, doi, practic organismul omului absolut niciun virus nu îl capătă. Deci el apără foarte, foarte bine de toți virusii, nu de un virus. Da, auzeam deci, că se lucrează la un super antivirus. Da, da, asta și este firma asta. Dar un demn
Îndemn absolut toți oamenii, nu fiți mândri, nu ascultați propaganda, cum au zis în Să bace serțe filmul și nu citiți ziare sovietice înainte de mâncare. Deci nu ascultați nicio propagandă. Aveți medici locali, aveți teritoriali. Cu dânsii consultați, eu învățat 5 ani la universitate, eu să vă spun mai mult decât eu sau Oleg. Deci păi medicii sunt diferiți. Ați auzit că medicii din Găgăuzie nu vor să se vaccineze cu AstraZeneca, ei probabil așteaptă Sputnik. Asta e politică. Da, da, sigur. Dar sunt și medici ignoranți care spun tâmpenii despre... Ați văzut o asistentă medicală de la Sibiu a ieșit și a zis că îi leagă pe oamenii din terapie intensivă, din reanimare, îi leagă de pat, îi sedează. Păi, dar imaginează-ți cum să-ți bage tubul cela în traheie fără ca să fii legat și sedat. Cine suportă așa ceva, da? Tu bagi de aici, tu aici în gât și îți vine să vomit și să verși mațele pe afară. Dar să-ți bage în traheie chestia asta, îți dai seama ce tuse ai avea și ce reacție ai avea? Să-ți bage tubul în traheie, aproape când plămâni. Asta că nu în trachee, în bronșite, în bronșă. În bronhie, nu, în trachee se oprește. Pentru ce dacă ai un tub în care ți intră în plămâni? Pentru ce se mai bage direct în plămâni? Bagă în tubul ăla și gata. Păi trachea se spune de la gură până unde se desparte intestinul care se duce la, la stomac și se duce, vine bronșul. A pleacă întrarea în bronz, acolo îl introduce. Bine, deci încearcă să bagi ceva acolo fără să fii sedat și legat de pat. Nu, asta e imposibil. Asta e unul, doi, Oleg, arată un om care se stăie nemișcat cu fața în jos, mâine în părți. Câteva zile, da. Da, chiar și o zi pune-l stăie. Măcar un ceas, da. Da. Asta și este problema. Dar el, dacă se întoarce, el pur și simplu moare. Da. Și că el începe să nadă și începe să provoacă lichid, fiindcă acolo și ia de cheaguri în vinișoarele toate pe plămâni și are o cățică mică de plămâni care lucrează și e că cu asta trebuie să răsufle, să ajute la distrugerea cheagurilor cele. Dar știți cum, cheagul se așează în țesuturile cele mai moi, printre care primul țesut moale nu este altceva decât plămânii, țesutul plămânilor. Ion, cheagurile sunt sânge coagulat. Problema da. Cheagurilor e că sângele îl ia, îl duce dintr-un loc în altul și poate să se oprească în creier, poate să se oprească în inimă. Asta e problema cheagurilor. Nu că ele stau în... Da, poate ele sunt produse acolo în plămâni. Dar problema e că poate să-ți blocheze, să-ți facă un atac cerebral sau atac de cord. Păi, Oleg... Sau să-ți paralizeze un organ, un membru, un braț, ceva, da? Că cheagul se oprește acolo care, în artiera care alimentează mâna aceea și gata, paralizează. Păi, Oleg, că nu se alimentează. De ce bolnavul în reanimare, când el e grav, grav, se pune cu fața în jos și încă capul puțin dat în jos, ca cheagul nu se ridice, el e ușor, el se ridică în sus. Dacă dăm capul puțin în jos, cheagurile este duc invers, bila. Bun, hai să nu... Există explicații științifice, nu ne pricepem, n-am fost în reanimare, nici... Nu, să lăsăm, că să nu vorbim, fiindcă asta e strașnic. Să nu ajungă nimeni acolo, ca să nu ajungă nimeni acolo, să îmbrace masca ce, cum este reclamă, luați masca și purtați. Dar, principalul este, vreau să trag atenția, că nu dumneavoastră că porți masca te îmbolnăvești. Dar anume cel bolnav care poartă masca lângă dumneavoastră te îmbolnăvești pe dumneata chiar de aia această mască. Deci, în primul rând,
când intrați în autobuz, în magazin undeva, primul ce trebuie să faceți, trebuie să vă uitați cu ochii împrejur și să faceți observații colegilor că se îmbrace mască, fiindcă acela poate să fie purtătorul de acest virus și să mă lipsească. Dumneata porți mască ca să nu mă lipsești pe altcineva, fiindcă nici dumneata nu ai garanție că nu ești purtător a acestui virus. Dar ca să nu pătrundă în organismul vostru, faceți observații, depărtați-vă de cei care sunt fără mască în primul rând. Într-a doilea rând, îndepărtați-vă de cei care vedeți că se are ochii roșii, are febră, fiindcă acea mască, el are două, trei straturi. Până la urmă, ele sunt pe o oră, ele nu sunt pentru 10 ore. Deci, poate să răspândească, să iasă, să pătrundă afară, să împle, să îmbibeze și acei virus și prin mască poate să iasă. Ba mai mult, masca prin părți nu e lipită. Am văzut la mulți nu se lipește pe față, prin părți. Deci când strănută, când tușește, iar zboară în părți, drept că într-o parte. Dar dacă sunteți lateral de dânsul, de ce persoană, de știți că înspre voi nu zboară. Deci e, țineți distanță. Păstrați distanță, un metru, cel mai bine un metru, jumate, doi. Dacă nu vorbiți cu dumnealui, nu-l cunoașteți, dați-vă mai departe și la 5 metri. Voi veți fi protejați. Deci e când intrați în troleibus, în autobuz. M-au uitat prin știri foarte mulți, prin autogare, prin autobuse, prin piață, îmblați fără mască. Oameni buni, virusul, dacă liberește dumneavoastră, cum v-am spus, el e mutant. El intră, se mulțește, dumneavoastră puteți să nu-l simțiți pe primul care intră, în schimb a doilea, a treilea, vă duce la cimitir. Așa că cel mai bine că nu-l aveți nici pe primul, mult mai mult a doilea și a treilea. Fiindcă pază bună trece prin mergerea. Eu am scris, foarte mult am scris, încă 10 ani în urmă, 11 ani în urmă, pe internet, dar 20 de ani în urmă, eu le vorbeam, oameni buni, eu am văzut foarte multe lume ca să moară. Și uitați-vă, iată, Oleg, îți dau link. Deci, în 2019, în luna noiembrie, încă nimeni nu știut ce a să fie în 2020. Nimeni. Arătați-mi vreun om care o știut ce a să fie cu omenirea. Eu am văzut foarte mult morți și eu am încurcat războiul mare, armă nucleară. Așa și am scris pe Facebook, dacă am dat link-ul lui Oleg, Oleg a să intre și a să vă arăte. Dar eu am uitat că mai este o armă biologică. Deci, această armă, ea nu poate, eu nu numesc că este o armă anume de cineva dată drobă, nu vreau să nu vinuiesc. Eu mai multe lucruri am văzut, nu vreau să spun. Fiindcă când vorbeam, mulți nu credeau. Oleg, Anatol Hristostan, ne dai link-ul? Îl adaug acuși în discuție. Da, el m-a întrebat pe mine. Deci, eu am spus că am văzut și nimeni nu crede. Iată, uitați-vă câți au murit acum. Chiar Statele Unite au spus că în America au murit mai mulți deja câți americani au murit între cel de-al doilea război mondial. Dar moartea încă nu s-a oprit și nu se oprește. Deci, și opa,
Anatol, mă sună? Spune-i să intre în apelul nostru de grup, că eu l-am adăugat în apel. Da. Asta e postarea lui Ion Guzun din 23 noiembrie 2019. Omul se crede profet și încearcă să prezică viitorul. Ce că o să fie capet, dar el nu chiar capet, e numai așa, un fel de domn ferește. Dacă va intra Anatol Hristea. Anatol Hristea Stan, eu cu dânsul am avut o discuție în 2013. O să o rog chiar să vă Confirme, da. povestească, da, despre cazul chiar în Moldova, fiindcă am avut mai înainte, prin Yahoo Messenger vorbim cu domnul Nătou și i-am spus, zic, cu 3 zile înainte de evenimente din 9 aprilie aici. Asta îi scriam lui Anatol, dacă să vadă, să știe Da, cum. dă-i link-ul chiar, nu poate. Păi nu trebuie, link trebuie să participe în apelul pe Messenger. Eu nu știu cum să-i fac. Păi nu trebuie să-i faci, el trebuie să se descurce. Scrie, te rog, dar Am fără că scris. le explic. Eu i-am spus, eu am văzut foarte mulți tineri au fost bătuți de polițiști. Și am văzut în fața guvernului, jos, câțiva tineri morți. Ca atare, eu am văzut undeva până la 10. Bun. Care nu au fost declarat, nu a fost declarat. Dar nume acest boboc, fix în locul acela, eu am văzut multe videouri, fix în locul acela unde eu am văzut tinerii morți. Deci am spus lui domnul Anatol, domnul Anatol mi-a scris atunci, ei, asta e vis. Și când am vrut să mai discutăm, am spus, cred că doarme. N-am mai vrut să discut, că o dacă a fost oarecum, fiindcă un om care nu crede, nu, încă nu a văzut niciun caz împlinit, nu poate să creadă la careva cu cuvinte. Deci, așa și a fost, așa s-a întâmplat. Valurile de 30 de metri am trecut și am văzut. Și ele au fost în India. Mai multe lucruri. În viața mea, eu de copil mic, văd multe lucruri. Mie mama îmi spunea că nu spune oamenilor, cu oamenii zic că ești un nebun și te vor nesocoti. Am trecut o viață întreagă, dar am ajuns la o limită care rostul stac când ele într-adevăr se împlinesc. Și din acest motiv, eu din 2000 am început să spun la oameni care vin eu la mine, că eu nu pot merge, sunt la pat din 1995. Deci, cui îi spunem, mai spunem care intrau la mine, dar pe internet, la Curaj.net, el, acel site, Oleg mi-a spus că este închis deja, dar oricum paginile se poate scoate. Este o metodă care mai nu mă interesează. Asta IT-și poate să fac, care se ocupă cu IT-urile. Adresa funcționează, când intri pe curaj.net, ajungi pe Curaj TV. La fel cum Curaj MD, tot pe Curaj TV te duce. Dar arhiva aceea există în Web Archive, da. Da, anume din anul 2010-2011, fiindcă acolo eu am scris mai multe. Chiar și eu scriem că țava de gaz care vine spre Moldova,
va fi un fragment scos, fiindcă eu l-am văzut că el nu este. Deci, eu l-am văzut că nu este, dar nu am văzut că îl scoate. Dar astăzi m-am convins că el nu-i construit. Uitați-vă, țava care se duce în Nord Stream 2, el nu-i până la capăt construit, un fragment are. A să-l construiască, dar numai atunci când Rusia va fi degradată complet, sărășită complet. Am scris că Rusia va pierde luptele cu avioanele. Tu, Oleg, tu trebuie să știi numai decât că am scris nu odată. Și într-adevăr, și din Siria au plecat rușii, și iată, eu fugărite din Azerbaijan, cu tot că iau armament cel mai... Fiindcă se împlinește și aici văd se împlinește. Dar nu știu cum i-au fugărit din Azerbaijan, că Azerbaijanul cu Turcia împreună și cu armamentul rusesc au înfrânt săraca Armenie. Dar nu chiar acolo nu Armenia, Armenia a nu intrat de trecere, trasele de luptă. Karabahul celălalt era cu populația armenească. Populația, dar militare erau ruși și cu, de la dronele astea nu te poți apăra, fiindcă radiolocația rusească nu le prinde, nu le vede. Și avionul stă, el zboară cu 200 km la oră, 150. El stă deasupra capului. Cu o mitralieră pot, dacă îl vezi cu ochii, chiar la 3 km se ridică, 4, ai 5. Deci, cu armament așa puternic, îl ajungi. Dar dacă nu-l vezi cu armament și el nu-l vede, îl poate dobori. Dar el trimite drept în țintă, drept în cap la om. Trimite racheta de 250 de kg. Deci, eu am văzut că ei vor fugi. Și când, nu negru, dar erau doi analiști politici, negru și cu Bogatu, Petru Bogatu, când au scris că ia ca rușii au intrat în Siria, acolo gata de a... Siria poate să dispară de pe glob pământesc. Dar eu i-am scris, Rusia încă să fugă de acolo. Dar și din Moldova i-am văzut că au fugit. Eu am zisat că au scăzut Dniestru foarte tare. Și rușii au fugit. Și la Anatol Hristos am tot am spus. Și am spus că eu am văzut trei garduri. Pe un gard, pe Malunistru, pe unul era scris hotarul României, pe a doilea hotarul Uniunii Europene, și pe a treilea era scris hotarul NATO. Deci, noi nu știm Ucraina cum se va schimba lucrurile, cum va fi, dar Rusia este deținătoare de armă nucleară și Ucraina nu va scăpa, fiindcă Ucraina hrănește toată Rusia, altfel Rusia moare de foame. Deci, bun. Ne ducem de aici la o parte și ne întoarcem înapoi. Deci, îndemnul care vă l-am spus, oameni buni, este într-acela că când intrați în magazin, în piață, în autobuz, repet încă o dată, uitați-vă și impuneți pe oamenii care stau alături, fără mască, să o pună și pe nas și pe gură, fiindcă el când a vorbit, când a strănutat, să nu vă molipsească. Dumneavoastră, masca care o aveți pe față nu vă apără pe dumneavoastră, dar ea apără pe cei din jur dacă dumneavoastră sunteți molipsiți și în acel moment vorbiți sau strănutați. Fiindcă prin apărarea asta, dumneavoastră nu veți da voie la acel COVID care se transformă, cum caracatița schimbă culoarea, așa el schimbă puterea de atac a organismului, nu va intra la dumneavoastră. Și dacă va intra, da, vă slecui. Asta înseamnă că dumneavoastră toată viața ați trebuiască să vă păziți și dacă vedeți că se ridică febra, trebuie să fugiți urgent la spital
să vedeți că nu s-a transformat în altă tulpină la dumneavoastră și să nu aveți ore numărate de trăit. Adică să vă mai lecuiți încă o dată, dar data asta cu altă tulpină. Și așa Ion, mai departe. Îți dai seama că nici un spital din Republica Moldova nu-ți poate spune ce fel de tulpină ai, pentru că asta înseamnă să ai utilaj, capacitate de descifrare a codului genetic din acel virus. Moldova nici așa. Acum nu știe sigur dacă are sau nu are tulpina britanică, pentru că a trimis 10 mostre, nu știu, în Germania la test și au venit negative și au mai trimis 20 de mostre și spun că sunt negative. Nu știu ce spune Mariana Rață, că a vorbit cu șefa unei clinici private, dar nu cred că are așa utilaj clinica aceea privată. Poate judecă după simptome că ar fi tulpina britanică. Bun, Oleg, dar dacă este tulpina moldovenească, deja mutată aici, locală, deci ce să așteptăm că numai decât este, dacă el a spus că el este mutant, deci el dacă intră în organismul omului și stă mai mult de 2-3 luni, garanții de 100% nu, dar deja aveți o nouă tulpină în dumneavoastră. Nu trebuie de dus în depres de cea britanică sau braziliană. Ion, dar poți să spui că e virusul tău, virusul Ion Guzun, virusul Oleg sigur. Brega, pentru că probabil el are mici diferențe de virusul vecinului sau fratelui tău, Geamăn. Dar o tulpină separată nu se consideră când e doar altă locație, ci când sunt diferențe majore, ca și diferențele între maimuțe, de exemplu, și oameni, șobolani și urși, toți sunt mamifere, dar diferențele trebuie să fie mari ca să se numească altă familie, altă specie, alt gen și tot așa. Deci nu putem pretinde că avem altă tulpină în Moldova, decât dacă se demonstrează că diferența e atât de mare încât să obțină o caracteristică nouă, un comportament nou, foarte diferit. Păi eu și vorbesc, el poate fi aici mutilat, aici schimbat, în Moldova, în organismul la oameni. Și el se începe elimina, se începe a transmite. Și dacă primul virus este mai ușor, a doilea poate fi mai puternic, poate fi mai slab, a treilea poate fi invers. Noi nu putem găsi cum se transformă, în ce se transformă acest virus. Dar, încă o dată, paza, n-aveți ce face pe drumuri. Este declarat starea de urgență, stați acasă, dacă n-aveți ce mânca, uitați peste fereastră, nu-i nimic prin prejur, ieșiți, fugiți pe la magazin, ați cumpărat, veniți înapoi, stăruiți mai puțin să vă întâlniți. Vreți să vorbiți cu Gheorghe, cu Vasile, cu Maria, aveți telefon. Asta va fi o protejare de 100%. De asemenea, ședințele puteți le faceți online, conferințele, cumătriile, nu trebuie neapărat să mergeți, chiar slujbe religioase puteți să le urmăriți online, chiar slujba de la Catedrala Metropolitană, când ai să te mai duci să asiști la slujbă la Catedrala cu Metropolitul Vladimir? Urmărește la Moldova unul că din banii noștri să faci transmisiunea aceea live. Pentru ce să te duci la biserica ta din sat, din oraș, din cartier, când riști acolo să iei sau să dai virus? Aia n-am eu virus, dar de unde știi? Când te-ai testat ultima oară? Păi m-am testat săptămâna trecută, între timp, virusul a incubat și ești acum poate infectat. Periculos pentru rudele tale și pentru oamenii din biserică și pentru popă și pentru toată lumea. Da, asta e adevărat, fiindcă asta trebuie să facem. Nu vreau să spun că este medicament super, gata, cum spun, dar voi puteți să cum să spun, nu știu cum să spun, că voi sunteți ca piatra și nu mai răzbate nimeni pe voi. Cum am auzit pe televizor, bați 3 mătrânii și gata, ești protejată de orice virus. Nu este adevărat. Înțelegeți? Fiindcă trebuie numai decât să cum spun, trebuie numai decât să vă apărați,
Țineți minte, nimeni din voi, nimeni nu o să vă țină în brațe și nu o să vă aperi cu mătra prin prejur să alungi, virusul de lângă voi, dacă voi singur nu vă veți apăra. Credeți-vă, nimeni nu o să vă apere, nu poate să vă apere nimeni. Hai să mai citim comentarii. Nicolae Neagu zice: o nouă variantă a coronavirusului a fost găsită în regiunea franceză Bretania și despre asta a anunțat Ministerul francez al Sănătății, citat de Reuters. Luigi Polito ne scrie în italiană. Prima dată avem un comentariu în italiană. Anche qui la situazione pandemia e grave. L'Europa ha gravi colpi politici, non sanno guardare la realtà e della al di là del loro naso. Mai departe nasul lor. Attualmente cine? Anatol Hristea. Disponibil, da. Anatol, dar nu-mi scrie aici. Intră în grup acolo. Intră în grupul unde vorbesc cu Ion Guzuna, aderă la apel și să participe în discuție. Anatol. Tot Luigi zice... Intră în grupul unde Oleg Brega și intră de acolo direct la... Pe Mitor. Messenger, unde eu cu Ion, ai buton acolo, participă în apel. Da, unde scrie participă în apel. Cu Oleg. Atualmente, multe vaccinațiuni sono state blocate, zice tot Luigi Polito. Nu au utilaje să constate concret, zice Ecaterina Malkovski, despre ce vorbeam noi mai devreme, despre tulpinile noi. Moldovenii n-au așa posibilități să constate dacă avem tulpină nouă sau diferită, moldovenească sau nu. Luigi mai comenta și ne saluta. Ecaterina Malkovski zice, deci nu poți obliga, ca foarte multe cazuri au apărut violent. Fiecare trebuie să ne apărăm singur sănătatea. Același, doar un vis. Vorbește despre visele lui Ion Guzun, probabil. Visele se întâmplă mai ales după ce ai mâncat prea târziu sau prea mult înainte de somn. Și visele se bazează pe informațiile pe care le-ai acumulat de-a lungul zilei și de-a lungul vieții. Da? Și se mai mixează, se mai amestecă și îți iese o tocană de vinete cu tot ce vrei. Fapte reale, fapte închipuite și iată de ce visele sunt interesante, dar n-ar trebui să ne bazăm pe ele. Ceea ce se petrece în Moldova, zice tot Ecaterina Malkovski, sunt chiar uimită. Mama mea a decedat pe 22 mai 20 și după 46 de zile s-a stins tatăl meu pe 7 iulie 20 și medicul cu polițistul au constatat decesul, au propus fratelui meu să semneze că au decedat de COVID cu o sumă de 18.000 de lei. Vă dați seama, eu am înmormântat doi părinți care nu au putut să fie alături pe ultimul drum să mi-au rămas bun, dar mă întreb... La ce am ajuns ca să-ți propună bani să folosească cineva de ajutorul care vine țării? Niciodată nu voi accepta bani să declare cineva ce nu-i corect. Sunt chiar distrusă de durere. Nu am înțeles, doamnă, ce s-a întâmplat. V-au propus bani sau chiar ați luat bani? Moldova n-a prea dat bani nimănui, nici pentru că i s-a oprit business-ul, nici pentru că i-a murit rudele, pentru că nu are și pentru că nu se satură cei de la guvernare să ia salarii mari, pensii mari, și bani care vin de peste hotare. Deci poveștile astea cu li s-a propus și li s-a dat sunt povești de adormit copii. Cel mai probabil nici nu sunteți în Moldova și răspândeți bârfe. Cu cât mai mult suntem informați, cu atât mai bine. Mă refer la Tigru Siberian care a scris mai devreme acuși ceva. Da, dar depinde și cu ce ne informăm, că dacă mănânci ciuperci otrăvitoare, te otrăvești sau ai vise, halucinații dacă îți pierzi de cele halucinogene. Deci aveți grijă ce consumați. Nu toate informațiile sunt bune de consumat. Mai ales cele de pe Facebook trebuie verificate de multe ori. Ce lume rea, zice Dorina Calenici. În loc să asculte, e foarte interesant. Ei jignesc în direct. Rușine. Nu știu despre cine vorbește, parcă nu ne-a jignit nimeni. Și atât Tigru Siberian zicea despre noi. Bla, bla, multă vorbăraie pentru copii mici și cei cu IQ mai mic de 80. Toate astea le știam deja. Aici n-am aflat nimic nou. Am plecat că am treabă.
Pa, tigrule siberian, sper că privești, urmărești ceva mai interesant la televizor sau pe internet. Dorina Caleniș ne laudă. Foarte interesant, 10. Ce trebuie să facem? Vă rog să spuneți în încheiere. Vă mulțumesc. Protejați-vă și vaccinați-vă la prima ocazie. Eu am încercat să mă programez pentru vaccinare, că sunt acum la București și iată, a început campania de vaccinare și pentru cei din categorie 3, oameni de rând care nu sunt medici, nu sunt persoane cu dizabilități. Dar coada e foarte mare și eu n-am vrut să călătoresc prin țară cum au făcut unii, să se ducă prin sate îndepărtate ca să se vaccineze și de aceea m-am înscris la rând la cea mai apropiată policlinică, centru de vaccinare, aici în Lujerul Militari. În fața mea erau vreo 1700 ieri când m-am înregistrat, azi mai sunt vreo 5000 în spatele meu. Sper că e ordine și că o să-mi vină rândul mie, pentru că de grabă am înțeles în țară intră câteva milioane de vaccinuri. O să strănut acuș, pentru că e deschis geamul și intră praf. Avem plasa la geam și pe plasa aia este praf. Bisericile chiar văd aglomerații și fără stimă către popor. Da, am auzit că unele biserici au de gând să facă slujbe în pofida interdicțiilor și cred că niște amenzi sau dosare penale iar liniști pe preoții năzbătioși. Protejați-vă oricum, zice Ecaterina Malkovski, totuși. Eu sunt foarte mult preocupată de Moldova, căci foarte mult nu cred, dar vă rugăm să purtați mască, spălați mâinile regulat, sper că statul să ajute poporul. Sper și eu. Am anticorpi, zice Svetlana Șerbaniuc. Am anticorpi puține, am o întrebare. Pot să mă îmbolnăvesc încă o dată? Să-mi spuneți... Ce îmi spuneți? Să-mi fac vaccină? Svetlana, da, poți să te îmbolnăvești și a doua și a treia oară s-a întâmplat și am înțeles că la a doua, la a treia infectare, reacțiile sunt mai dure ale organismului pentru că anticorpii aceia nu sunt veșnici, durează, se păstrează puțin, iar virusul se schimbă și organismul nu-l mai recunoaște, de ce vă puteți infecta a doua, a treia oară dacă nu vă protejați. Și deci, da, e mai bine să vă vaccinați, mai ales dacă a trecut câtva timp după infectare, după ce v-ați tratat. Deocamdată vă puteți vaccina dacă sunteți în Europa. În Republica Moldova vaccinează doar medicii, cadrele medicale. Oameni buni, păstrați sănătatea, purtați masca, mențineți distanța, vă rugăm să nu fiți egoiști, aveți grijă de voi și de cei din jurul vostru, tot Ecaterina Malkovski zice. Cristian Marin de la Ploiești are un comentariu mai lung și o să-l citesc acum. După părerea mea, abordarea acestei pandemii a fost greșită încă de la început, dincolo de bâlbele autorităților justificate la început, pentru că nu se știa absolut nimic despre acest virus, totuși greșeli s-au făcut pentru că nu s-a testat masiv de la bun început. Ca să știi cu cine sau cu ce te lupți, trebuie să cunoști dușmanul. Da, ați văzut, duminică s-au făcut puține teste și luni aveam 2000 de infectați. Luni s-au făcut multe teste în România și iată, azi avem 6000 de infectați, record. Ca să știi cu cine te lupți, trebuie să cunoști dușmanul, să te documentezi despre el, însă politicienii, oamenii de afaceri au simțit oportunități financiare uriașe din această nenorocire planetară și treptat totul s-a transformat într-o afacere benefică și înfloritoare pentru cardurile lor. I-am pus un like lui Cristian Marin pentru comentariu bun. Valentin Năstas mă înjură, zice că aș fi prost. Tigru Siberian zice, unde e sărăcia, acolo e și corupția, și pandemia mai puternică. De asta a ajuns Moldova atât de jos. Da, dacă ești sărac, ești și prost. Și dacă ești prost, ești și sărac, și bolnav, și cu rude moarte sau în reanimare. În Italia întârzie cu vaccinul foarte greu, merg pe categorii medici, bătrâni, diabetici și tot așa. Noi așteptăm cu nerăbdare, zice Ecaterina Malkovski, ca să explice că nu-i în Moldova. Și ea mai explică despre ce spunea despre fratele și părinții ei. Ne-au propus, Oleg, sunt sigur, au propus fratelui meu. Explicați, doamnă, cine ce i-a propus, dacă există probe sau doar bârfe. Că altfel ce v-au propus nu este clar. Neagu Nicolae propune să discutăm despre interzicerea lui George Simion în Moldova.
Domnule Ion Guzun, am repornit microfonul dumneavoastră. Puteți să comentați comentariile dacă vreți. Da. Vreau să spun că care nu cred și socot că discuții la tema de astăzi, de ieri, de mâine, vorba asta este un fleac, dar poate treacă pe alături și să plece, dar totuși recomand să pui o mască, fiindcă anume el poate fi contaminat și să mă lipsească pe alții. Cel puțin cei care îl văd pe drum, faceți observație să-și pui masca pe obraz. În doamna care a spus că așteaptă să vaccineze și care are anticorp, a fost bolnavă, organismul foarte lent lucrează la acest virus. Vă explic. Orice alt virus gripal, el în 3 zile dă diftirie și febră deja aveți. Acest virus, el se incubează o perioadă de 14 zile, un timp îndelungat. De Unde până la organism 14 zile. până la 14, bine, și luăm 10, 12. Deci, organismul se deprinde la dânsul și nu reacționează. Asta e problema cea mare. De aceea, antivirusul, injectările este antivirus, ajută organismul dumneavoastră să elaboreze, să formeze în organism anticorp împotriva anume la COVID. Deci acea proteină care o introduce la dumneavoastră, deci organismul începe să lucreze împotriva la această proteină și el începe să formeze anticorpi și anume acești anticorpi și luptă și cu virusul. Deci acea proteină peste o perioadă de timp ea se distruge și organismul dumneavoastră nu o să lucreze împotriva acelei proteine. Deci dumneavoastră nu o să aveți anticorp. Și când veți căpăta acest virus și el lent începe să se mulțească, organismul dumneavoastră se adaptă la dânsul și nu formează anticorp. Și organismul dumneavoastră, când va fi sute de miliarde de virus în corpul dumneavoastră, deja nici injecțiile, nici leacurile de la spital poate să nu vă ajute. De aceea, dumneavoastră trebuie să aveți în organismul dumneavoastră anticorpii deja formați. Dar ajută la asta proteina asta care o primiți prin vaccinare. Mai înainte, pe timpul sovieticilor, toate laboratoarele de vaccinuri luau o tulpină de virus, îl amețea, îl distrugea din putere și îl introducea la dumneavoastră un organism amețit ca organismul dumneavoastră să formeze anticorpi. Și dacă organismul dumneavoastră nu formează anticorp, el se vine în fire și dumneavoastră sunteți contaminați prin injectare. Dar acum nu se injectează acest virus, dar o proteină care, cum am mai spus, mă repet din nou, organismul începe să lupte împotriva acestei proteini, începe să formeze anticorp, care anticorp luptă împotriva acestui virus. Deci este o deosebire mare. Și dacă ați fost bolnav, eu cred că ca să nu se slăbească organismul, fiindcă organismul când începe să găsească un obiect străin în organism, începe să formeze anticorp, el pur și simplu
creierul puțin, puțin se abate. Deci trebuie să treacă puțin timp după tratament. Și îmi pare că medicii, îmi pare că trebuie ori au anunțat, ori trebuie să anunță, numai decât, fiindcă când se înceapă, mai ales în masă, ca cei care au fost deja lecuiți de acest virus, trebuie numai decât să treacă o perioadă, care perioadă ei o cunosc mai bine, și numai decât trebuie de vaccinat. Și nu cred că peste o jumătate de an, peste un an, va trebui din nou repetat. Nu știu, termenii nu-i cunosc medicii, ei au învățat 5 ani, 7 ani, eu cred că ei sunt mai buni la astfel de consultații. Eu v-am descris ceea ce am cunoscut pe timpuri, o 30 de ani urmă, 30 de ani, când mi-au explicat la lecție despre virus. Și nu este schimbată deloc viața virusului, cum și omul. Omul are viața lui și virusul lui. Pur și simplu acest COVID, el este mai lent la înmulțire. Deci dacă un virus obișnuit în 3 zile, de o pildă, de la 1 a crescut la 1 miliard, care vă atacă organismul, vă dă febră, asta o pildă, numărul nu știu. Dar așa, nu rotunje, dar dă o pildă. Acest virus, acest miliard, nu în 3 zile îl acumulează, dar până la 14 zile. Deci, când intră acest virus în organism, organismul îl găsește, începe să lucreze, dacă îl vede că el nu atacă organismul, el se îndepărtează, se dă la o parte. Ca pildă, ceea ce se vede cu ochii, ceea ce am vorbit până acum cu ochii, nu se vede, iată ce se vede cu ochii. O țandră de lemn intră în organism, în piele, sub piele se duce. Dumneavoastră, nu vedeți anticorpii care se acumulează în prejurul lui, care transformă lemnul în puroi și îl scoate afară de organism. Iată, altă metodă lucrează și vaccinarele astea, organismul împotriva la virus. Dar care nu mănâncă carne, care nu mănâncă pâine, care nu bea lapte, deși colega să vă spune mai departe, deci ei sunt mai păziți, mai imun, luptă cu orice virus care capătă trecere în organism. Mai ales dacă mai mâncați ceapă, mâncați usturoi, mâncați pătlagină, mâncați păpădie, mâncați urzică vie, crudă, toate acestea crud, dacă le mâncați, dumneavoastră căpătați o triplă imunitate față de carnivor. Deci, în Ion. perioada de pandemie, săptămâna asta, două, abțineți-vă de la mâncare. Nu, asta e sfat. Mai E ales sfat. dacă sunteți creștini și ar trebui să respectați rigorile postului. Deci, deveniți vegani pentru 40 de zile sau măcar 4 zile. Evitați mâncărurile de origine animală și mai mâncați verdeață. Au apărut urzicile, a apărut leuri, dar ce mai este? Spanac, găsești verdeață la magazin sau pe stradă o grămadă. Am văzut, cum ai zis, neata pătlagină sau na, o grămadă de verdeață. Păpădia e sănătoasă și floarea și frunza și rădăcina. Da, dar să fie departe de la drum. A, păi da, normal că nu o să mănânci din oraș, din Strasburg, din București. Nici rucola nu recomand din oraș. Am văzut rucola prin Chișinău o grămadă. Rucola de la țară, găsit în pământ bun, de la țară și tot contează de unde, că dacă e de la țară pe lângă o stație de unde erau depozitate deșeuri chimice, îngrășăminte și erbicide, de acolo nimic nu-i bun. Cea mai sănătoasă plantă se otrăvește acolo. Ion, hai să Da. încercăm să-l aducem și pe Anatol Hristea. Mai, îți închid și mai sun o dată Eu și să răspundeți am amândoi.
Îți Am închid vorbit și cu să Dumnezeu. răspundeți amândoi. Când citei, am vorbit cu dumnealui Dar el mă mai sună acum. și el mi-a spus că el se duce. O zis că nu poate. O zis că cu altă ocazie să facem coming out și să organizăm Dar de împreună. ce mă mai sună acum din nou? Hai să închid și A, să dacă te încercăm să sun văd acum, dacă... Îți închid dacă și te vă mai sun, noi sun pe facem amândoi, imediat. să răspundeți amândoi. Am închis și încerc să-i sun pe amândoi să văd dacă funcționează. Dacă nu, închidem și mergem la OAAA. Și ne căutăm de treabă. Ion, Ion Guzun. Dar de ce nu s-a amândoi în apel? Hai să-l sun pe Anatol. Nu. Înseamnă că nu e un grup acela, nu e un apel de grup. Ha-ha. Ciudat. În direct, Anatol Hristea. A, Anatol a părăsit grupul. Păi ce să-i fac dacă a părăsit grupul? Na. Ion. E ciudat cum Anatol era în grupul ăsta, zicea că nu are buton de participare, dar a putut să părăsească grupul. Dar acum a Bun. intrat, nu? Nu a intrat, dacă el ieșise din grup, nici n-am putut să-l sun. Bun, Ion, cred că e suficient, avem deja 70 de minute de când vorbim, cred că ar trebui să ne oprim aici, să fim și noi cu măsură. Da. Am uitat de la început, dar mai bine, mai târziu decât eu. Acei care vor privi acest film pe YouTube sau în Facebook, să nu uitați un like. Sau share. Share. Dar dacă nu vă place, dați Dislike. din Puneți jos. dislike, că ne ajută și dislike-urile. Da. Mulțumesc. Noroc.